Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. O vară ploioasă, dar încinsă din punct de vedere politic, președintele Klaus Iohannis a ieșit astăzi din nou la atac după 4-5 zile de tăcere. A așteptat momentul de după întâlnirea cu premierul Dăncilă, președintele Iohannis l-a pus la zid, l-a executat, fără să-i rostească numele pe Liviu Dragnea. L-a executat, a vorbit despre majoritatea penală, despre faptul că oamenii ăștia dau legi ca să-și scape conducătorul de partid. Iohannis așadar spune că nu va abandona lupta, va ataca toate legile inițiate de PSD pe tema justiției, a pierdut la Curtea Constituțională pe legea 304, va contesta legea 303 și o să urmărească pe tot terenul. Așadar, o vară încinsă, practic suntem în campanie electorală, iar Iohannis pare determinat să îl execute pe Liviu Dragnea de câte ori poate, cu orice ocazie. Practic este un război clar între președintele României și șeful PSD. E clar că dacă au fost momente în care cei doi lideri ai României au comunicat sau au încercat să ajungă la un punct de negociere, la un punct de consens, acel moment a fost depășit. Cred că ultimul moment a fost nominalizarea și a doamnei Dăncilă. Cam atunci cred că s-a rupt, după acel moment s-a rupt lanțul de discuție, de concesii între Dragnea și Iohannis. Nici Dragnea nu se lasă mai pe jos, dar nici președintele României. Practic, Iohannis a devenit singurul, poate și cel mai important lider al opoziției din România în acest moment. Haideți să vedem pe Iohannis care sunt liniile lui de atac. Vom face astăzi la Dosar de Politician o analiză politică detaliată. Vom intra în amănunte și să încercăm să înțelegem mai multe din dedesubturile acestui război politic. De când a fost nevoit să o revoce pe șefa DNA, Iohannis a devenit ținta atacurilor radicalilor din partea dreaptă a spectrului politic, USR și simpatizanții numiți generic rezistenți. Ignorând circumstanțele extrem de constrângătoare în care s-a petrecut revocarea lui Chioveși, detractorii din dreapta ai președintelui riscă să ajute PSD în efortul său de a anihila politic președinția. Poate și de aceea discursul președintelui de astăzi a urmărit să explice și acestor revoltați că, în esență, el, președintele, a făcut tot ce se putea în mod legal pentru a combate asaltul coaliției PSD-ALDE împotriva justiției și, în general, a democrației. Iohannis a declarat că până acum a epuizat toate căile legale de atac ale legii 304 și că este nevoit să o promulge, dar că rămâne în luptă. Cu siguranță că la toamnă Iohannis va descinde sistematic peste guvern și se va război până la capăt cu majoritatea parlamentară. Legea 303 va fi atacată și ea la CCR, chiar dacă legea 304 a fost promulgată. Președintele speră ca CCR să nu permită ca de dragul lui Dragnea și al lui să se modifice după bunul plac al PSD statutul procurorilor și judecătorilor. În acest moment, dincolo de scandalul pe care îl provoacă radicalii, singurul luptător eficient care mai apără statul de drept și legile justiției rămâne Iohannis. Dacă nu ieșea Iohannis îmbrăcat cu celebra geacă roșie când coaliția a încercat să ne bage pe gât OUG-13, astăzi, cu siguranță, PSD nu ar fi ezitat deloc să dea ordonanța salvatoare pentru Dragnea. Dacă nu întorcea președintele legile justiției de câte ori i-a permis legea, cu siguranță astăzi PSD putea bifa ca reușită marea schimbare a legilor justiției. Cel puțin din aceste perspective, devine clar că Iohannis este în acest moment ultimul mohican în stare să salveze ce se mai poate din statul de drept. Interesant, două doamne invitate la Dosar de Politician, Anca Mireanu, editorialist PS News, și doamna Ana Bulai, sociolog. Marius Ghilezan, România Liberă, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Doamna Bulai, încep cu dumneavoastră. Ne învârtim oarecum și aș vrea să încep discuția de la faptul că președintele României a recunoscut astăzi că are pârghii puține sau reduse pentru a se lupta cu majoritatea parlamentară. Și cred că principala arma președintelui este ieșirea publică, este admonestarea, este bătaia publică până la urmă, da? Pe care o administrează aproape săptămânal de ceva vreme celor de la PSD și în special lui Liviu Dragnea.
Din punctul meu de vedere, campania domniei sale și oamenii din spatele domniei sale cred că încearcă să-l facă un președinte jucător, ceea ce este o greșeală îngrozitoare. Domnul Iohannis este un slab comunicator, transmite niște mesaje atât de greoaie și plicticoase de nici litru de cafea nu te ține cu ochii deschiși sigur că încearcă să închidă gura, ca să vorbim colocvial, celor care l-au acuzat de non-combat în cazul Chioveși. Din punctul meu de vedere, această erijare a domniei sale ca luptător împotriva corupției și împotriva PSD-ului, tăvălugului PSD asupra justiției, este o miză proastă din perspectivă electorală. Ar trebui să găsească niște mesaje pozitive. S-a dovedit electoral că eticheta de corupt, eticheta de penal pentru care a fost penalizat inclusiv președintele, nu funcționează ca și anatemă pentru o majoritate electorală. Deci povestea cu lupta împotriva corupției ar trebui să se dilueze din tematica electorală și de o parte și de alta, dar mai ales pentru președintele României. Singurul lucru pe care îl face acum este să-l potențeze pe Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, care cu ajutorul președintelui strânge în jurul lui nucleul dur al PSD-ului și nu permite crearea unor alte nuclee. Pentru ca ce să strânge nucleul ăsta? Pentru campania prezidențială și pentru campania pe europarlamentare, care este mai apropiată. A cui, doamnă, campanie prezidențială? A cui? A țării noastre. Liviu Dragnea are vreo 10% în intenția de vot și în favorabilitate. Lăsați-l că dacă președintele vorbește doar despre Liviu Dragnea și are doar o obsesie cu Liviu Dragnea, nu face decât să-l crească electoral și să înțeleagă lumea că bătălia electorală este între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, ceea ce se dorește din partea PSD-ului cu vârf și îndesat. Că nu radicalizarea publicului. Absolut, absolut. Sunt cei doi cei ca doi fotbal, uriași. Doamnă, ca la fotbal. Știți, cu Dragnea, ții cu Iohannis. Se vor reedita aceleași teme. Președintele care are o soție dovedită falsificator, iară cu copiii vânduți, iară cu casele. Dar n-a ținut, doamnă, povestea asta în 2014. De ce ar ține în 2019? Ține pentru același public țintă, pentru care eticheta de penal asociată lui Dragnea ar însemna ceva. Vă aduc aminte că în 2014 Iohannis a venit chiar în studioul ăsta de televiziune cu lista penalilor de la PSD, pe care i-a livrat-o lui Victor Ponta, care a recunoscut rușinat după aceea că s-a simțit foarte prost că Iohannis i-a dat lista cu baroni penal PSD. Pe care el nu-i știa, nu-i bănuia. E bine, o parte din deci acei tema penali, asta vreau să spun, tema penalilor a fost bună în 2014. S-au câștigat ceva puncte electorale. În esență, Iohannis cam asta a spus în 2014. Votați-mă pe mine pentru că vin bandiții de la PSD în frunte cu Victor Ponta, care este exponentul lor, nu? Eu aș zice să calmăm un pic jocul, ca să folosesc tot termenii fotbalistici. Să nu calmăm, să agităm, și, păi pentru, nu, eu de dragul dezbaterii. De dragul dezbaterii, aș zice să calmăm jocul și să ne uităm la cifre, pentru că avem aici un sociolog care ar fi trebuit să facă apel la cifre și să vedem că Klaus Iohannis, în momentul de față, are un scor cu 4 în față. Klaus Iohannis este pe primul loc în orice sondaj de opinie, inclusiv în sondajele făcute de către PSD. Și aici despărțim apele. Din punct de vedere al mesajelor, ele s-au dovedit până în prezent că au conservat scorul președintelui. Nu, președintele a avut cu doamna Bulaș, 5 în față. Termin și pe urmă reluați. Mesajele au conservat scorul președintelui în momentul de față. Pe o descreștere firească a rămas acel electorat care a fost captiv mesajelor pro-justiție, anticorupți, antipenali și așa mai departe. Deci cred că adresarea principalelor probleme care se află pe agenda publică este una corectă. Pentru că când o țară, atunci când o țară vorbește de legile justiției, președintele nu are cum să iasă și să spună: avem niște mesaje pozitive, în România este bine, afară este soare, nu mai plouă, este soare, da? Nu, este greșit. Trebuie să adresăm mesajele care sunt pe agenda publică. Cine deci, a pus pe agenda publică aceste teme? Cei care fac guvernul
Și guvernul este făcut de către un partid majoritar în Parlament care își dorește rescrierea legilor justiției. Dar asta este o altă discuție. Mă întorc la Klaus Iohannis și la cei 40% ai săi. Deci, odată, adresarea acestor teme către PSD este una extrem de corectă. Pe de altă parte, avem cealaltă parte a comentatorilor, deontologilor din zona hashtag rezist, da? Care îl acuză pe Klaus Iohannis că nu adresează suficient de mult și că această problemă nu este adresată într-un fel foarte conturat și contundent, așa cum și-ar dori domniile lor. Și așa cum a făcut-o Iohannis astăzi. Ori, singura captivitate a lui Klaus Iohannis în această poveste este în interiorul legii. Klaus Iohannis nu are cum și nu va juca niciodată, așa cum ne-au obișnuit alți președinte, în afara legii, în afara Constituției. În momentul de față, singura captivitate a lui Klaus Iohannis este în interiorul Constituției, ceea ce este una corectă. Și mergem mai departe și ne uităm la ceilalți competitori. Din zona PSD, probabil că se va naște în curând un potențial candidat, dacă va rămâne acesta sau va fi măcelărit pe parcurs, vom vedea. Pe partea dreaptă, există un curent acum care încearcă cumva să creeze o falsă mobilizare în jurul lui Dacian Cioloș. Dacian Cioloș, un personaj care trebuie să spunem cu subiect și predicat, este creația lui Klaus Iohannis. Dacian Cioloș ar fi fost un funcționar la Bruxelles dacă Klaus Iohannis nu l-ar fi luat și l-ar fi pus în funcția de premier. Da? Deci Dacian Cioloș există prin validarea lui Klaus Iohannis. Există ca un politic. Există ca un politic. Și spun mai mult decât atât, ne uităm din nou la sondaje, din nou la cifrele care ne arată realitatea, Dacian Cioloș este un om politic care se află în marja de eroare în momentul de față. Unii spun chiar 10%, 100% Anca Mirianu. Unii spun că 15%... nu dovedit încă. Pentru că atunci când comparăm și facem media pe ceea ce se vehiculează în piață, ajungem într-o zonă între 5 și 7%, ca să fim cinstiți. Da? Știm foarte bine că sunt gonflate în sus sau în jos. De asta discutăm de medie în cazul sondajelor. Așadar, singura variantă pentru zona de dreapta este să te uiți la cel care poate să-ți aducă câștigul. Dacă tu zici că te lupți cu PSD, atunci singura ta variantă este să te îndrepți către cel care poate să-ți aducă un câștig electoral cert. Ori în momentul de față, fără să discutăm de mesaje pozitive, de ce ar fi trebuit să fie și de dorințe abstracte, ne uităm la ceea ce este. Și este un Klaus Iohannis cu 40% cu mesaje contundente pe justiție și care rămâne în interiorul jocului legal. Dar de ce a devenit așa de agresiv? Și întrebarea pentru Marius Grezan. De ce a devenit președintele atât de agresiv în ultima perioadă? Dar retorica este mai aspră, cuvintele sunt mai accentuate. A revenit în retorica președintelui penalii, da? Pentru care a fost, de fapt, amendat la CNCD, penalii. Ce încearcă să facă Iohannis? Să recâștige un public pierdut? Nu. Ne uităm, nu este o bătălie pentru public, pentru că, repet, Klaus Iohannis are publicul său. Este o bătălie, în momentul de față, pentru România. S-a acutizat, practic, lupta politică pentru ceea ce va trebui să devină sau ceea ce va deveni România. Este România lui Liviu Dragnea, cea desenată în felul acesta incert și sulfuros în anumite zone, sau este România lui Klaus Iohannis, care zice, uitați-vă la ce spune Comisia de la Veneția, uitați-vă la ce trebuie să facem, uitați-vă la Constituție, la ceea ce este legal și normal într-un stat democratic. De fapt, aici s-au acutizat lupturile. Aceste două bătălii se duc, aceste două părți duc această bătălie pentru România. Marius Ghilezan, de ce face președintele discursul ăsta atât de virulent în ultima perioadă? Vrea să câștige, repet întrebarea, vrea să câștige un electorat pierdut, vrea să demonstreze ceva? De ce îl trage în ringul de box atât de evident pe Liviu Dragnea? Liviu Dragnea, un om politic la 10%, este tras în ring de un politician cu 40% cu mare președintele. Vrea să-l crească? Pentru că ce vrea să facă cu Dragnea? Ce știm din comunicarea publică este, în România, este extrem de personalizată. Lucrurile, partidele sunt abstracte, oamenii caută lideri, personalități după ce se lupte. Klaus Iohannis devine interesant în albia lui.
îl regăsești, e previzibil, predictibil, nervul, vocabularul este preluat din mesajul străzii, din societatea în civil și de la vuvuzelele unității. Tot ce a zis el astăzi a fost scris de G4 Media, de site-urile pro-cauză, pro-rezistență. Nu ai dovezi ce ăștia de la după G4 vezi Media comentarii, au scris? După comentarii și după ton, cuvântul penal a fost introdus. Deci m-am ocupat de zeci de campanii în general. Când am văzut elefanții, am spus, aici este scenariu, e frumos desenat, sunt lucruri vizibile, palpabile. A venit cu un element de noutate, a stârnit. Când vii să preiei un verb, un predicat, deja nu mai ești original. În comunicarea publică, dacă vrei să devii excepțional și să ieși din matca celor 40% care nu sunt câștigătoare, astăzi se face o analiză sociologică pe un cadru mic de potențial candidați, pentru că doar domnul Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura. Are 40% intenție de vot sau încredere. Asta nu... Intenție de vot. Intenție de vot, bun. Dacă pe partea dreaptă... Un mic amendament, ca să fim echilibrați, stă cel mai bine ca președinte în primul mandat. Stă mai bine ca Băsescu în 2009 sau în 2008, stă mai bine ca, nu știu, clar, Emil Constantinescu. Este cu totul altceva. Orice politolog, orice sociolog, de oriunde din lume, specialist în comunicare, vă va spune foarte clar, intenție de vot avea 99%. Constantinescu avea 40% și încredere 15%. Conform celor învățate la Boston Communication, cine are sub 15% n-are sens să candideze. Pentru ce se întâmplă? 40% poate să fie pentru că nu există nimeni în ring. Dacă Dacian Cioloș ar fi în ringul de dreapta, ar mai fi Ludovic Orban sau eu știu, altcineva, s-ar mai restrânge din acel 40% intenție de vot. În partea stângă nu s-a anunțat încă cine este candidatul. Și măsurătorile pe candidatul ar trebui să fie Liviu Dragnea, care are sub 15% procentele de care spune că nu e nicio șansă pentru candidatură. Liviu Dragnea este sparring partnerul care încasează să vină pe culoar altcineva. Dar are vreun culoar altcineva pe lângă Liviu Dragnea, ar fi o noutate. Să nu creadă telespectatorii că are Iohannis 40%. 40% intenție de vot al unor oameni care reprezintă mai puțin de jumătate din populația cu drept de vot. Nu, să 40% nu că sunt 60%, care declară că se duc la vot. Cea, exact, despre asta este vorba, că sunt 60% care nu s-au hotărât. Procentele, și nici nu se vor hotărâ. Haideți să fim serioși. Sparring partner, da, deci să fie Dragnea, se lasă măcelărit de Iohannis pentru a deschide calea doamnei Firea, de exemplu, de la PSD sau altui candidat. Cert este că justiția și legile justiției vor fi teme de campanie prezidențială la anul. Ei, și justiția e temă de campanie în România cam din 2004, da, de când a câștigat primul mandat Traian Băsescu și o ținem așa de 15 ani și poate că o să o mai ținem. Cam asta e povestea. Totul se învârte în jurul justiției, a procurorilor, a dosarelor, a legilor și așa mai departe. Iar Iohannis chiar a făcut anunțul ăsta, că se va bate, începând din această vară, cu dinții pe fiecare lege, pe fiecare inițiativă a guvernului pe teme legate de justiție. În privința legii 304 din 2004, modificată, legea care privește organizația judiciară, am epuizat, din păcate, toate căile constituționale pe care le am la dispoziție și, prin urmare, sunt obligat prin Constituție să promulg această lege. Solicit în mod expres Parlamentului României ca imediat ce se reia sesiunea parlamentară, sesiunea de toamnă, să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar și să le corecteze, așa cum
solicită cei avizați. Legea 303 din 2004, acum modificată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, recent examinată de către Parlament, voi sesiza Curtea Constituțională. Cu toate că au fost nenumărate semnale de atenționare, inclusiv din CSM, care răspunde pe independența justiției, au legiferat cum au dorit și cum m-am exprimat acum câteva zile. Legiferează prost. Calitatea legiferării este proastă. Da, asta este tema, asta este predicatul, nu? Știți ce mă întreb? Fac legi proaste, pentru penali. Fac legi proaste și este un adevăr. Și mai este un adevăr. Klaus Iohannis a spus așa, rog Parlamentul să revizuiască legile. Voi continuați să sesizezi la Curtea Constituțională. Și aici este un alt adevăr. Am scris și pentru PS News la un moment dat, diferența dintre el și Liviu Dragnea. Klaus Iohannis folosește instituțiile în mod corect, în atribuțiile pe care ele le au în momentul de față, pentru a continua lupta politică și instituțională. Liviu Dragnea, ce s-a întâmplat? În momentul în care nu i-a convenit, în momentul în care a primit o decizie din partea justiției care nu i-a fost favorabilă, practic era pregătit să arunce în aer un întreg sistem, o întreagă Românie, cu instituții, cu tot. Da? Ne aducem aminte de amenințările proferate. În momentul de față, președintele nu a ieșit într-o conferință de presă și să spună nu am avut ce să fac, deci arunc în aer tot. Da? Pentru că ar fi putut să facă și s-ar fi declanșat un război, cel puțin la nivel mediatic. La adică fel de să mare... nu respecte decizia curții privind-o pe doamna Kövesi. Ori a ales să spună aceleași instituții pe aceleași mecanisme, care în esență sunt mecanisme democratice, chiar dacă ele sunt pervertite la un moment dat de către o majoritate care le folosește în altă manieră, aceleași instituții le chem să corecteze și să aducă legislația într-o formă corectă. Deci cam astea sunt diferențele. Și vizita la domnul Victor Ciorbe, avocatul poporului, cum a fost după ordonanța 13? Tot constituțional a fost? Nu, haideți să povestim de ordonanța 13. Răspundeți-mi la întrebare. N-a fost un abuz? Și aș fi preferat să aveți ordonanța 13? Nu, nu. Deci președintele în Constituție scrie că poate să meargă peste instituții în afară de guvern? Ar fi putut să facă asta Ludovic Orban, de exemplu, să facă un apel la avocatul poporului, că tot face opoziție. Dar președintele atunci și-a asumat rolul de vârf, de lance, pentru respectarea legii și împiedicarea unor abuzuri. Constituțional. Eu v-am întrebat dacă era în limitele Constituției. Este absolut legal. Ați auzit că nu ar fi legal? Este. În ce țară din lume monarhul merge peste ombudsman? Aveți toată libertatea și... Știți care e rolul avocatului poporului? Domnul Ghilezan, ați fi preferat să aveți o ordonanță 13? Aș fi preferat ca președintele să rămână în limitele constituționale. Avocatul poporului este o instituție de sine stătătoare. Vorbiți în momentul de față pentru un PSD care exact asta își dorește. Își dorește să audă cum toate acele stopări ale unor derapaje se înscriu, de fapt, într-un pretext de neconstituționalitate. Ori este greșit, pentru că dacă România a rezistat în acești doi ani, în care vă aduc aminte, am avut demonizarea investitorilor străini, a fost, dacă nu mă înșel, printre primele acțiuni ale PSD-ului. Am avut revigorarea unui discurs anti-european și încercări de creștere a euroscepticismului, tot din partea PSD-ului. Am avut atacuri pe legislație care a susținut până în momentul de față funcționarea corectă a statului. Ori, cine s-a opus? Că eu nu am auzit să fie nici un PNL vocal, nu am auzit zilele acestea nici pe Ludovic Orban, nici alți membri. Acum pare că s-au mai trezit câte unii care spun, stați un pic că ne organizăm și noi, că vin niște alegeri. Nu am auzit în termen real niciun USR, niciun mișcarea împreună așa. Au mai făcut tâmbălă ăștia de la USR în stilul caracteristic. Să nu confundăm strada cu USR-ul și să nu confundăm strada cu mișcările politice. Bun, USR-ul este legat de stradă, dar nu este neapărat subiectul SEI. Doamna Bulai, îl vedem pe președinte astăzi făcând un fel de captatio benevolenția a CCR-ului, da? Cam ăsta a fost mesajul. Eu am respectat decizia curții. Nu mi-a convenit decizia curții, acum eu legile astea le trimit tot la Curtea Constituțională și aș vrea să îmi dați mie dreptate de data asta, pentru că ați văzut, am fost un om de onoare și am respectat decizia privind-o pe doamna
Chioveși, deci a mutat din nou bătălia cu PSD-ul tot la curte. Va avea câștig? Sincer, după povestea cu doamna Tănăsescu, acest exercițiu de captație o benevolenția de care vorbiți dumneavoastră, nu cred că este neapărat unul reușit, dar din punctul meu de vedere, ceea ce face președintele este un exercițiu de ipocrizie, pentru că tot acest efort ar fi avut rezultate dacă solicita partidului care l-a trimis acolo și opoziției în general, așa cum a solicitat puteri, pentru că cele două forțe sunt egale în ochii telespectatorilor măcar, să solicite ca să-și pună pe agenda politică revenirea la vechea formă, să-și pună pe agenda politică care, sigur, îi poate uni schimbarea Constituției pentru a nu mai intra în politică oameni cu dosare penale sau chestiuni de genul acesta. Eu nu am văzut, dincolo de mesajul, nu e bine. E cam neconstituțional. Da, sigur, este neconstituțional. A fost cu lustrația. Atunci se le spune oamenilor că fără penali în politică este neconstituțional și să nu mai iasă în stradă, dar să strânge ceva. Dar sună bine politic, doamnă. Da, sigur. Sună bine, sigur, la urechile unora și tocmai cred că asta toți românii spunem, că până nu, e retorică politică. Până nu există o acțiune, este doar ipocrizie sau retorică politică, cum spuneți are dumneavoastră. Are voie Iohannis totuși să facă politică? Are voie la un discurs politic? Are, vrea omul să câștige alegerile. Da, normal. În momentul în care te adresezi unui partid politic, în momentul în care ataci politic prin atribute, prin un adversar care, nu, Liviu Dragnea este un adversar politic, nu este un adversar instituțional, faci politică și să credem că odată ce a ajuns la Cotroceni orice președinte se desparte definitiv de, mă rog, instituția politică, partidul politic ce l-a adus acolo, am fi noi ipocriți. Face politică, intră într-un an electoral important pentru domnia sa și din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui să treacă dincolo de aceste declarații, repet, frumoase, dar superficiale. Ați vorbit de epitete. Haideți să vedem epitetele pe care le-a adresat astăzi Klaus Iohannis lui Liviu Dragnea, fără să rostească numele. Foarte interesant. A vorbit despre șeful penal. Șeful penal, evident, toată lumea știe cine este. Să vedem aceste epitete. Pentru că este o retorică pe care o să o observați, o să o vedeți repetată în lunile următoare. Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în Europa, făcând legi pentru ca anumiți conducători politici să scape de dosare. Faptul că cineva sau un partid a fost ales să conducă, înseamnă că a fost ales să conducă pentru România, pentru români și nu pentru a scăpa un lider politic de închisoare. Dan Andronic, directorul editorial al evenimentului zilei, se alătură dezbaterii. Bună seara! Bună seara, Dan Andronic! Ne-au tăiat comunicațiile, să sperăm că nu este de la mandatul de interceptare. Doamna Bulac, epitete, o retorică, are consultanți buni. Iohannis l-ați criticat, a spus că nu este convingător în acum câteva minute. Da, să știți, când joci singur poți să fii la o valoare importantă de pe piață. Am văzut cazuri mai fericite care s-au prăbușit fără drept de replică. Dar apropo de Dragnea și Iohannis, doamnă, dacă să continuăm sparingul ăsta, cum spunea, e mai bun Dragnea comunicator decât Iohannis? Dragnea are în jurul lui mai mulți comunicatori. Iohannis este un om singur. Din păcate, în PNL problemele sunt multe și Orban nu s-a ridicat la nivelul funcției. Alina Gorghiu era mai bună din punct de vedere al comunicării și ca om care să asigură un backup al mesajelor prezidențiale net superior față de Ludovic Orban. Momentan, președintele este singur. În momentul în care se vor lansa real niște candidaturi, toată atenția politică
ce acum gravitează în jurul singurului, repet, candidat care s-a autopropus, s-a autolansat, toată această atenție se va duce către ceilalți, sau, mă rog, o mare parte din această atenție, care este acum în expectativă, către ceilalți actori din acea zonă, către domnul Cioloș, pe care, așa cum corect un mare spus, comunicator și el. Nu un mare comunicator, dar are în jurul lui comunicatori foarte mulți. Pe cine, foarte da? Mulți. Vreți să vă spun numai din zona universitară câți sunt oameni care... Spune, cine vă referiți? La domnul Pleșu, la domnul domnul Patapievici, Cărtărescu, doamna Miroiu. Și stați puțin. Este că deci are voci, cum s-ar zice, are voci proeminente în societate. Importante în are, societate are voci și... pentru are voci în momentul de față. Acele voci nu și-au anunțat nici candidaturi care să... Eu vreau să disociem un pic acest mit care se creează în jurul domnului Cioloș de realitate, adică să dăm deoparte fantasmagoriile. Politica este pentru și cu imaginar, este cu legendă, este cu story. Deocamdată, îi se face un story lui Cioloș. Îi se face un story, dar mai bine i-ar face un partid înainte de story. Până mai iese de la tribunal, mai durează. Exact, mai bine i-ar face, s-ar îngriji de reprezentanți în secții. Mai bine s-ar îngriji de oameni care să-i asigure corectitudinea votului. Mai bine s-ar îngriji de rețea electorală. Mai bine s-ar îngriji de să răspundă la întrebarea dacă va candida la europarlamentare sau nu va candida cred la europarlamentare. Cred că prea mult prin redacție. Dar nu știți ce face în țară. Vechea elită băsistă se organizează. Da. Chiar de multe ori se pune întrebarea de unde au bani de networking, deci se organizează foarte cine bine al lui Cioloș. Centrele universitare sunt foarte activi în Timișoara, în Iași, în Cluj. Da, dar asta nu e suficient să câștigi niște alegeri. Asta înseamnă doar un grad de atenție în momentul de față, dar transferul de la atenție către vot, și doamna Bulai știe foarte bine că este un proces destul de lung să transferi favorabilitatea unui om în votul propriu-zis. Și asta se face printr-un mecanism de partid care în momentul de față nu există. Pentru că trebuie să spunem, mai ales în ceea ce privește alegerile europarlamentare, acestea sunt alegeri de rețea de partid în momentul de și față. Și Iohannis ce rețea de partid? Păi de clar, pe de ce l-a reabilitat pe Blaga? Blaga este o mașină electorală în sine. El ține primarii, sunt 900 de primari. Eu cred că trăiești tot în PNL. Visuri de astea sau în imagini prefabricate. Nu, pe în realități știu cum lucrează deci, Blaga. Ce este? O mașină sau ce? Da, din punctul ăsta de vedere are dreptate. Este deci, un este om cu care, care are ține mecanismele de rețeaua. Control a unei structuri. Relația între Blaga și președintele Iohannis nu este tocmai bună, ca să știți. Aici nu știu pentru care parte va juca domnul Blaga, că poate să plece cu structura direct la domnul Cioloș și atunci este o lovitură foarte interesantă. La Băsescu. A zis George Șerban astăzi că domnul Traian... Deci domnul deputat George Șerban, fost PD, a spus că Traian Băsescu a rămas doar cu patru în cameră, patru deputați. Și că s-ar duce către PNL, dar nu lasă Orban. Și eu asta am considerat că este o știre asta. Faptul că Traian Băsescu ar vrea și avea o metaforă frumoasă că în al doilea război mondial generalii NKDV și generalii armate SS îmbrăcau ca să scape haina mortului. Și zice Traian Băsescu este în stare să îmbrace haina mortului ca să pună gheara pe PNL. Eu observ așa, niciun lider, nici chiar președintele României nu are carismă și discurs interesant, da, să fie prizabil. Da? Nici Dragnea nu este un mare comunicator. Ați văzut nici președintele, nici 41%. Dar Cian Cioloș, da? Bun, Trump era ceva. Este văzut cum schimbă discursul. Este produsul mass media americane, Trump. Acum zice altceva despre ce-o zis ieri. E pur și simplu un show. El a zis că excepțional a fost întâlnirea din Finlanda. Astăzi îl acuză pe Putin de cele mai mari răutăți. Domnul Iulian Chifu se alătură dezbaterii, fost consilier prezidențial. Bună seara, domnule Chifu. Bună seara. Vom discuta puțin de politica internă. Ați văzut declarațiile zilei. Ce ne transmite președintele Iohannis astăzi? Sau cum îl vedeți? Îl vedeți ca singurul opozant real al PSD-ului în acest moment?
din punct de vedere instituțional, este singura persoană care deține instrumente juridice constituționale pentru a se opune în mod direct tăvălugului care vine împotriva legilor justiției. Este un fapt cu toate limitele pe care le are în acest demers și astăzi președintele Iohannis a ieșit pentru a ne anunța o limită a sa. O limită care se referă la legea respectivă pe care, iată, a parcurs toate etapele și trebuie să o promulge, chiar dacă solicită, și aici este vorba doar de opoziție publică, solicită Parlamentului să o rea în discuție, să o aducă la regulile convenite și transmise de către Comisia de la Veneția. Deci, în momentul de față, instrumentarul la dispoziția președintelui este acela de supunere a legilor la Curtea Constituțională și de returnare în Parlament pentru reverificarea acestei legi o singură dată. În final, când legea ajunge la promulgare după parcurgerea acestor etape, președintele este obligat să semneze această lege. Cred că aș plasa evenimentul și discursul de azi în acest context și într-un context în care președintele explică această semnătură care este obligatorie. El trebuie să respecte Constituția, o face, dar în egală măsură anunță explicit faptul că nu susține aceste legi, că în cazul celorlaltor legi unde are instrumente în continuare, unde are elemente de referire, vezi trimiterea către curte, vezi reexaminarea legilor, o face în continuare și practic în egală măsură anunță către Parlament, către minoritate de această dată, care are nevoie de un partener politic în Parlament care să aibă capacitatea să realizeze noi majorități sau să blocheze legile până să ajungă în faza de a fi pe masa președintelui României. Dar, domnule Chifu, ce vreau să vă întreb? Sunt reduse. Deci astăzi președintele României a spus că va bloca și va urmări cu atenție cam toate legile, da, a vorbit despre faptul că legiferează prost cei de la guvernare, le va urmări, le va contesta la curte, va uzita de toate pârghile pe care le are. Ce se va face președintele Iohannis dacă această curte constituțională va da dreptate Parlamentului și majorității PSD-ALDE? Puține atacuri ale lui Iohannis la curte au fost încununate de succes. Eu aș spune din contra. Uitați-vă că, de exemplu, atacurile, nu vreau să spun Iohannis plus opoziție, pe codul de procedură s-a întors până acum de 4 ori. Legea de organizare a CSM-ului s-a întors de 4 ori de la curte. Asta nu înseamnă că nu a avut succes, ci a însemnat că pe parcurs au fost rectificate acolo unde a fost posibil din prevederile neconstituționale. Dar să le explicăm telespectatorilor, s-au întors pentru că a fost atacat un punct. Au fost declarate neconstituționale de către această curte constituțională. E adevărat, unde nu poate președintele să meargă mai departe, este acolo unde e vorba de voință politică, e constituționalitate, dar returul acelei legi, de fapt, se referă la conținutul ei. Salvează pe condamnați, salvează pușcăria și deja în acest spațiu e o chestiune în care președintele poate să emită o opinie, poate să o returneze, dar din nou ține de Parlament cum votează la reexaminare în ultima fază această lege și dacă merge în continuare, cum s-a întâmplat în mod aproape în fiecare caz, merge pe varianta pe care o are la îndemână, pentru că politica majorității actuale, și aici trebuie subliniat, până la urmă Parlamentul este suveran și are o majoritate care arată așa astăzi. Singura șansă, și eu aici citesc mesajul din subsidiar al președintelui, este că e nevoie ca această minoritate actuală, această opoziție, să se consolideze, să adune lângă sine și alte categorii de votanți. Și vedeți că se întâmplă, iată. Prima variantă a codului penal al lui Dragnea a trecut cu 2 voturi, dintre care 3 incompatibili și 9 dintre voturi au fost minorități. Acest lucru arată că acest cod penal, care trebuie să mai treacă de 3 ori, măcar pentru a ajunge lege,
s-ar putea să nu mai întrunească mai departe majoritate. S-ar putea ca inclusiv guvernul să nu mai ajungă să aibă o majoritate începând din septembrie, dar lucrul acesta nu se face peste noapte și ține de opoziție, de capacitatea forțelor de dreapta de a se coagula și nu de a lupta între ele, nu de a încerca lovituri de parat, schimbări de președinți și alte lovituri să-și ia unul altuia voturile. Trebuie să găsească o formulă de acord interparlamentar al opoziției care să marșeze în mod unitar și să poată culege mai departe noi parlamentari pentru a determina o schimbare de majoritate până în alegeri. Aceste lucruri se pot face și temeiul este foarte clar. În momentul de față, majoritatea se axează pe teme care nu au fost votate. Nu a anunțat în campania electorală că vrea modificarea codului penal și de procedură penală pentru a-și salva, a se salva de infracțiune pe care le-au comis. Nu a apărut în campanie electorală scoaterea României din Uniunea Europeană, pentru că asta înseamnă aceste modificări care contravin acordului de asociere, de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, inclusiv anexa numărul 10, care este mecanismul de cooperare și verificare. O lege atât de importantă, încât nu numai că a fost ratificată în Parlament, ci a fost supusă unui referendum, deci are, e o lege care are un caracter constituțional, echivalent cu Constituția, ca și greutate. Cu singura diferență că în cazul Constituției, instituția care apără conformitatea legilor cu Constituția este Curtea Constituțională, în cazul acestui acord, gardianul tratatelor este Comisia Europeană. De aici ne vin aceste observații, aceste luări de poziții ale Comisiei Europene în raport cu încălcarea propriilor noastre angajamente. Și rețineți, e vorba de un referendum în care întreaga populație. Deci revenim. Are temei să modifice actuala majoritate pentru că ea face gesturi și aplică legi și schimbă proiecte care n-au nimic de a face cu ceea ce cu votul pe care l-a obținut în alegerile generale, care a dus la formarea majorității. Pentru că nu a supus votului aceste elemente. Deci are temei președintele să ceară în mod indirect, într-o formă care să fie înțeleasă de către opoziție, ca aceasta să se mobilizeze și să reușească să răstoarne majoritatea existență tocmai pe aceste teme. Și nu pe tema guvernării, că acolo voturile au fost obținute în mod legal și ceea ce scrie în program ar trebui să și o aplice. Mulțumesc, domnule Chifu! Atenția să nu bage România cu ăștia în gard din punct de vedere economic, firește. Mulțumesc, domnule Chifu, pentru intervenție. Doamna Bulai, o concluzie, ca să spun așa, înainte de publicitate. Domnul Chifu spune, oamenii ăștia n-au primit mandat de la PSD, cam asta zice și președintele Iohannis, să facă altceva decât au promis prin programul de guvernare. Sigur că e o logică care stă în picioare. Eu am văzut în campanii electorale în care s-a mințit calavadul și nimeni n-a făcut nimic din ceea ce a promis. S-a făcut tocmai invers câteodată. În teorie se poate spune. Practic, nu cred că este un argument pentru electorat de orice fel de culoare. Cred că, sigur, apelul către coalizarea opoziției este unul legitim, nu știu câtă forță are. Nu cred că PSD-ul vrea să scoată România din Uniunea Europeană și chestiuni de genul acesta alarmiste, cum nu cred că un președinte, tot în teorie, poate spune orice lege care se va da de acum încolo e proastă și eu o să o atac. Deci pornește la prezumția celebră, prezumție de vinovăție, de prostie, de furt, de răutate, care planează asupra acestei țări din înainte de 2000. Este un război politic nu foarte fericit, în care nu cred că vreunul dintre competitori, și aici mă refer în special la Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, are niște aturi mai puternice din punct de vedere moral față de unul față de celălalt. Scurtă pauză comercială și revenim cu dezbaterea și cu subiecte interesante. Se fac... Vă spuneam că războiul dintre președintele Iohannis și PSD se duce, este în forță după ieșirea de astăzi a președintelui Iohannis. Acum câteva clipe, ministrul de finanțe Orlando Teodorovici spune
că ANAF-ul îl va executa pe președinte pentru 1,2 milioane de lei banii pentru spațiu comercial din Sibiu, pierdut în instanță de familia Iohannis. Lucrul ăsta a fost anunțat de Dragnea săptămâna trecută într-o altă emisiune de televiziune, după care a venit domnul Orlando Teodorovici și a anunțat că asta va face, da? Apropo de modul în care se poartă războiul. Zice Teodorovici, așa, vă citez, acei bani trebuie dați de domnul președinte către cineva, fie către stat, fie către fostul proprietar. În paranteză, tot statul, era primăria Sibiu. Dacă nu dă banii, va fi executat. Iohannis va da banii înapoi, trebuie stabilită destinația. ANAF trebuie să notifice familia Iohannis să plătească 1,2 milioane de lei. Sunt banii pe care trebuie să-i dea înapoi. Din momentul notificării pot interveni penalități pentru neplată, spune ministrul de finanțe acum câteva clipe pe un alt post de televiziune. Așadar, se lucrează în echipă. Dragnea anunță, Teodorovici execută, nu? Eu aș vrea să am acces, așa, să, cum se spune, să fiu o muscă, să văd ce se întâmplă acolo când iese domnul Iohannis și spune ceva de rău de domnul Dragnea. Domnul Dragnea pune mâna pe telefon și zice, Orlando, treci la treabă, că ai ceva de spus. Pentru că asta se întâmplă în termen. Chiar așa o fi? Asta se vede, cel puțin asta se percepe, pentru că eu nu zic că ANAF-ul nu trebuie să pună în executare o decizie. Doamne ferește, în niciun caz. Eu spun doar că timingul este suspect, că de fapt noi suntem în plin război mediatic, că o chestiune care ține de justiție, de recuperarea... Știi când s-a mai întâmplat chestia asta, Anca Mireanu? În vremea guvernării Năstase. A ieșit Năstase exact vineri seara și a spus, nu cred în arestările de vineri seara. Și procurorii de la Bihor au fost obligați să le dea drumul clanului Tărău, care fusese anchetat de procurorul ele, da? A spus Năstase, nu e bine, nu sunt bune arestele de vineri seara, pac, procurorii au fost parcați și obligați. Dragnea iese și spune, banii Iohannis, Teodorovici iese, bagă ANAF-ul la executare, da? Pentru mesaje că... publice urmate de forța statului care vine împotriva adversarului politic sau împotriva ăluia cu care ai tu un diferent, da? Politic sau de altă natură. Pentru că, așa cum ai spus și tu, Silviu, suntem în aceeași paradigmă de guvernare PSD. Și guvernarea PSD, de fapt, asta știe să facă cel mai bine. Odată ce s-a înșurubat, odată ce a stabilit controlul în punctele cheie, știe să folosească toate aceste instituții și toate aceste mecanisme într-un război în beneficiu propriu. Asta s-a întâmplat, ăsta a fost exemplul pe care l-ai dat în guvernarea Năstase și știm că au fost și altele și asta se întâmplă și acum. Este regretabil că într-un război care poate fi de natură politică, care poate fi de natură mediatică, de comunicare, sunt implicate instituții ale statului într-un mod pervertit. Deci nu cu adevăratul lor rol, pentru că da, ce-l oprește pe domnul Teodorovici să facă pur și simplu? De ce trebuie să... Da, de ce trebuie să... Da, să facă acțiunile de somare sau știu eu ce, nu, ce vrea domnul foarte Teodorov. Bine că nu poate să facă lucrul pentru acesta. Pentru că are nevoie să tragă un folos mediatic. Nu domnul Teodorovici, că nu îl suspectez pe Orlando Teodorovici de vreo apetență în acest război, ci domnul Dragnea. Pentru el muncește tot poporul PSD. Și atunci înspre România ne vom îndrepta, în care apasă Dragnea pe niște butoane și încep execuțiile? Absolut. Sunt absolut convinsă, pentru că știm foarte bine că de ceva timp încoace șurubul s-a strâns. Deja spațiul de mișcare pentru foarte mulți care sunt în zona politică, care sunt în zona de media chiar, în zona de analize, dar șurubul s-a strâns, vedem în jurul nostru, să nu uităm că au fost redacții călcate de ANAF din același motiv, pentru că au deranjat liderul suprem. Ne aducem aminte cazurile Rice, cazurile Hot News, da? Au fost cazuri care s-au întâmplat, le uităm mult prea ușor. Ne concentrăm acum pe ce va fi. Haideți să vorbim pe exemplele care au fost. Doamna Bulai, e uzual să iasă ministrul de finanțe să discute despre o chestie personală, chiar dacă e chestiunea președintelui. Nu discutăm acum pe fond. Chiar să spună, în opinia mea, mă scuzați, să iasă, spună Orlando Teodorovici, nu, e chestiunea ANAF-ului, vorbiți cu cei de la ANAF, faceți o treabă, nu mă pronunț eu sunt până la urmă, am și componentă politică, că sunt ministru de resort, e membru PSD, important, e senator al partidului, politizează o chestie de genul ăsta, care e o chestie fiscală.
M-ați întrebat dacă este uzual să fie folosite instituțiile statului. În sensul acesta, răspunsul este da. S-a întâmplat de la guvernarea Ion Iliescu la guvernarea Traian Băsescu. Să nu uităm că de la Traian Băsescu spunea exact, a spus ăsta cu tare, cu tare, cu tare mogul. Revenim cu răspunsul pe a doua parte a emisiunii. Trebuie să luăm pauza comercială. Mulțumesc. O scurtă pauză. Discutăm despre anunțul ăsta bombă. Așadar, ANAF-ul umblă după Iohannis să ia banii.